Dacă m-aș asculta, m-aș înțelege. De Jacques Salomé Capitolul 6: Cine ne sabotează? Sunt deschis cu toate persoanele care au aceleași idei ca și mine. Relații sănătoase, o comunicare activă, iată dorințele fiecăruia. Și, cel mai adesea, nici bunăvoința și nici bunele intenții nu lipsesc. Și atunci, Cine le sabotează? Cine le face inutile? În noi există constelații, nisipuri mișcătoare de sentimente contradictorii și atitudini profunde care, în ciuda voinței noastre, ne parazitează eforturile. Dialogurile dorite se lovesc de valuri emoționale din interior, iraționale, care ne subminează care ne înfrâng intențiile și deciziile de a face bine. De a nu strica întâlnirea de data asta, de a nu dăuna relației. Voiam să-i spun cu calm ce anume nu mi plăcea în relația noastră. Îmi propusesem să nu-i vorbesc decât despre mine, să-i fac propuneri. De cum am început să vorbesc, totul s-a amestecat. M-am auzit făcând reproșuri și amenințând judecăți. Apoi, banalizând problema, bătând în retragere, pentru a sfârși prin a izbucni în lacrimi și nemai având nimic de spus. Voiam doar să-l fac să-mi înțeleagă punctul de vedere, să-i spun cât de important era pentru mine să mă înțeleagă în această chestiune: că mă simt înșelată, nerespectată, iar el m-a acuzat mi-a aruncat cu voce aspră. Nu te gândești decât la tine. Vrei mereu să ai dreptate. Am resimțit această frază ca pe o nedreptate. Am plecat trântind ușa, după aceea n-am mai știut cum să revin. Cu cât recunosc mai puțin ce anume mă sabotează din interiorul meu, cu atât mai mult această acțiune subterană se face simțită în actele și în cuvintele mele. Dacă doresc ca relațiile mele să evolueze către profunzime, va trebui să-mi înfrunt demonii interiori și să transform energia lor, îndrăznind să-i privesc în față. Va trebui să-mi identific zonele de toleranță și mai ales pe cele de intoleranță, să recunosc cât mai repede unde mă doare. Aceasta vizează trei aspecte. Invadarea teritoriului meu, rană narcisistă legată de imaginea pe care o am despre mine anticiparea unei viitoare persecutări De fiecare dată când una dintre aceste dimensiuni este atinsă în mine sunt împins să reacționez să ies din comportamentul relațional pentru a intra în cel reacțional pentru a ilustra acest comportament reacțional, vom evoca șapte familii de factori de sabotaj. Știind bine că nenumăratele lor chipuri sunt toate cu dublu sens, că ele constituie forțe vitale, în același timp reactoare și destructive. Le numim autoconstrângere, resentiment, gelozie, culpabilitate, Judecare, comparație, proiecție și transfer. Aceste otrăvuri ale relațiilor par să se fi născut din temerile multiple care există în noi, care ne țin în clește și ne manevrează încă din fragedă copilărie. Funcționează ca niște acizi cu acțiune mai mult sau mai puțin lentă: măcinare. Coroziune, dezechilibrare. Nu putem împiedica păsările să zboare deasupra capetelor noastre, dar le putem împiedica să-și facă cuiburi acolo. Proverb chinezesc. Constrângerea. La suprafață, noi, occidentalii, părem a trăi o abundență și risipă. La nivel profund, ne simțim adesea limitați. Sentimentul de limită, este uneori atât de important încât ajungem să ne negăm nevoile imediate și să ne antrenăm într-o spirală a frustrărilor, căutând să ne umplem goluri vechi, adevărate prăpastii fără fund, uitând să satisfacem prezentul și nevoia imediată. Pe planul afectiv, lipsurile înscrise de timpuriu în corpul unui copil conduc adultul la autoconstrângere. Frazele pe care cred că le-am auzit cel mai adesea din gura mamei mele sunt nu am timp și nu-l deranja pe tata. Îmi dau seama că nu numai că eu nu cer niciodată nimănui să-mi acorde puțin timp, dar și că nici măcar eu nu mi-acord. Las nevoile celorlalți să treacă înaintea alor mele și mi-e groază să cer ceva pentru mine. Am auzit în copilăria mea: N-are niciun rost să ceri. Nu vei ajunge decât să fii umilit de un refuz. Și teama de acest refuz este atât de vie în mine încât a cere mi se pare aproape o obscenitate. Sentimentul de privațiune afectivă se exprimă adesea prin a avea, a avea un iubit, o soție, prieteni, o parteneră părinți, care să fie într-un anume fel, care să-mi dea ce am nevoie. Adesea este raportată la trecut, la imperfect sau la condițional. Aș vrea să fi avut o copilărie liniștită. Aș fi vrut să cunosc marea iubire. Dacă aș fi făcut alte studii, această obsesie nostalgică este un mijloc puternic de a întreține senzația de lipsă în prezent. Ea apare și dintr-o dorință de întoarcere la relația de fuziune de la începutul vieții, când eram satisfăcuți prin nediferențiere. Când locuiam cu bunica, eram înțeles fără să fiu nevoit să cer. Ea îmi înțelegea chiar și tăcerile. Apoi, M-au luat părinții, și a rămas un gol. Aș vrea să fiu înțeles, fără să fiu nevoit să vorbesc. Așteptarea magică a acestei satisfaceri, aș vrea să fiu iubit, fără să fiu nevoit să cer sau să dovedesc nu știu ce, și idealizarea cerințelor cu aer de ordine consolidează sentimentul de privațiune. Mi se datorează ceva, și nu mi se dă. Adesea, credem că sentimentul nostru de lipsă se va calma prin posesiuni, prin tot ce ne dorim să avem și nu avem. O casă frumoasă, mai multe vacanțe, tablouri celebre, covoare somptoase, un calculator. Această acumulare de obiecte se traduce pentru unii oameni în cumpărături repetate. Magazinele Dirty Fac o avere de pe urma acestor goluri din noi, vânzând combine stereo, magnetoscoape, aparate video și alte aparaturi sofisticate care umplu goluri de altă natură din apartamentele noastre. Știind că banii nu aduc fericirea, dar necrezând acest lucru, unii renunță la fericire pentru a avea bani. Planurile de investiții și goana după speculații la bursă din ultimii ani dovedesc această orientare. Să câștigi bani din bani, să faci banul să lucreze, să fii în spatele loviturilor, îți cere multe sacrificii pe seama fericirii. E greu să ne dăm seama cu exactitate de ce anume ne simțim privați, lipsiți. Poate sunt tentat să încerc o explorare exhaustică a dorințelor mele. Întreabă-mă, dacă asta vreau cu adevărat. E un demers îndelungat care poate mă va duce la miezul a ceea ce este esențial pentru mine, sau care mă va descuraja în fața aptitudinilor, așteptărilor înscrise în umbrele și luminile experienței personale. Pentru că sentimentul de lipsă este legat de așteptare, și astfel este fie un ferment, fie un crematoriu al posibilităților. Ce aștept de la ceilalți, de la mine, de la viață? Ce am așteptat degeaba în timpul copilăriei? Ce așteptări fabuloase avem în timpul adolescenței? Ce nevoie din mine a rămas trează într-o așteptare infinită? Am nevoie de tandrețe, dar nu cer. N-ar mai fi veritabilă. Aștept să vină. Nu mă pot îndrăgosti decât de un om inaccesibil. Aștept imposibilul și nu întâlnesc decât posibilul. Ce dezamăgire! Aștept iubita pe care o caut în fiecare femeie, și nu o găsesc în niciuna. Drumul care pleacă din opoziția dintre principiul plăcerii și cel al realității, pentru a le face să devină unul singur, este foarte lung. Când știu să primesc ceea ce am la dispoziție, nu simt că mi se ia ceva. În fiecare clipă de fericire, e bine să primești, chiar dacă e ceva efemer, care nu durează, fragil și vulnerabil e cu atât mai miraculos. Fericirea e să îndrăznești să spui da. Nefericirea fericirii este să fii singurul care e fericit. Există privațiuni pe care ni le impunem când nu așteptăm. Amputăm din propria noastră bogăție interioară. M-am spoliat de tot ceea ce nu am îndrăznit să fac, cu fiecare răspuns banal la o chestiune vitală, am putez ceva din capacitatea mea de a mă asculta și de a mă inventa. De fiecare dată când nu am îndrăznit să ies din temerile mele, când nu am intrat în imprevizibil, m-am privat de o posibilitate. Tot felul de autocenzuri vin să micșoreze limitele posibilităților noastre numim această reprimare imaginară, îmi imaginez concesințele îngrozitoare ale unui act pe care nu-l voi face, ale unui cuvânt pe care nu-l voi mai spune. Îmi voi folosi imaginarul despre celălalt pentru a mă cenzura. Îmi împrumut tot felul de reacții care mă împiedică să fac una sau alta. Gândesc în locul celuilalt pentru a mă limita. Dacă îi spun că gândesc altfel decât el, se va supăra și seara va fi distrusă. Nu-i pot spune adevărul. Nu l-ar suporta. Dacă n-are chef să iasă, mă voi priva din această plimbare. Nu le cer să vină. Știu că i-ar supăra și că n-ar îndrăzni să mă refuze. Aceste proiecții sunt legate de experiențele din copilărie, Fluxul educației, de exemplu, absența limitelor clare, trezesc în copiii sensibil o autocenzură puternică. Își interzic ceea ce nimeni nu le interzice, bășbăind pentru a ghici și mai ales pentru a inventa ce nu i-ar plăcea mamei, tatălui, bunicii, își creează atâtea bariere încât, în viitor, orice dezvoltare va fi o aventură de temut. Odată deveniți adulți, ei continuă să împrumute celorlalți bariere și interdicții imaginare. Evită să verifice aceste reacții. Nu întrețin decât un dialog interior steril și inhibator. N-am să-i arăt că mi-a făcut plăcerea această ieșire cu prietenii. L-aș răni. Timp de cinci ani nu am drăznit să mă despart de el de teamă să nu-l rănesc prea tare și să nu recadă în alcoolism. Când în sfârșit i-am vorbit despre asta, cu teamă, am descoperit că și el își dorea același lucru de mai mulți ani și nu avea curajul să-mi spună de teamă să nu mă distrugă. Constrângerea cea mai subtilă și mai violentă este, poate, cea care îmi mutilează imaginația și o închide în prejudecăți și în principii a priori. Rămân astfel fidel și mă conformez acestor construcții normative care sunt imaginele mele despre mine. Nu sunt destul de cultivată pentru a vorbi cu acest autor cunoscut. Trebuie să-mi cunosc locul și să nu deranjez oamenii. Eram atât de convins că nu voi reuși nimic, după cum îmi spusese tatăl meu an de rândul, încât, atunci când mi-am văzut numele pe lista celor admiși la universitate, în urma unui examen special pe care îl pregătisem și îl dădusem pe ascuns, ei bine, am crezut că se înșelaseră. Am lăsat să treacă perioada de înscrieri și nu am început școala decât în anul următor. Ne servim de principiile noastre ca niște ziduri de apărare pentru a evita căi neexplorate. O mamă conștiincioasă nu își duce copiii la creșă astfel încât să poată să-și continue studiile, mai ales când are mijloacele financiare ale soțului de a sta acasă. Nu părăsești o femeie care nu poate avea copii. Chiar dacă dorința mea de a avea copii era uneori atât de puternică încât îmi venea să mă umor. Ne autoconstrângem, având o încredere oarbă în limitările noastre, prin incapacitatea de a ieși dintr-un cadru de referință dat. Nu îndrăznesc să iubesc, deoarece cred că trebuie să fii iubit. Nu cânt, deoarece cred că nu știu să cânt. Sunt în stare să renunț la tot ce nu cunosc, la tot ce cred că nu-mi place, ca un copil care nu vrea să guste dintr-o mâncare nouă. Partea cea mai grea în a renunța nu este ceea ce îmi lipsește, ci faptul că nu ajung să mă bucur de ceea ce am. Mai adânc decât a nu aștepta, nu se poate, nu e de dorit, a nu-ți dori, este o sursă de constrângere reale când simt că nu-mi mai dau osteneala pentru ceva, mă întreb oare ce a ostenit în mine. Mi-se întâmplă să mă forțez să ies din capcana nepăsării și să descoper lucruri minunate. Nu aveam chef să ies duminica asta, m-am forțat și am descoperit ce minunate sunt câmpiile la munte în luna iunie. N-aveam chef să mă duc la această serată de teamă să nu mă plictisesc și tocmai în seara aceea l-am întâlnit. Să nu ai chef poate fi un refuz de a te lăsa scos din pasivitate sau din nevoia de retragere pentru a te păstra pentru altceva. S-ar putea ca o persoană sau o situație privită în ansamblu să-mi dea într-adevăr impresia că nu mă interesează. Dar, dacă sunt gata să mă las stimulat de un semn, mi se vor deschide porți noi. Această femeie nu mi se pare interesantă, dar poartă o bijuterie originală. O să o întreb din ce țară provine. Mă plictisesc la această întâlnire de familie. Și dacă aș încerca să discut cu acest nepot pe care aproape că nu-l cunosc și să descopăr lumea lui Spiritele creative Sunt visătorii Care găsesc mijlocul De a-și realiza visurile Ce ne lipsește cel mai adesea Este îndrăzneala de a căuta Ce vrem cu adevărat Curajul de a ne lăsa imagina Să exploreze Peșterea lui Alibaba A dorințelor noastre Cât de Mi-ar plăcea să pentru un vreau să. Singura care nu trișează este imaginația, pentru că poetul inventează în libertate și impune imagini inconștiente simboluri care ni se par mai aproape de realitate. Adevărul este în imaginar. Eugen Ionesco Există părți ale sinelui care rămân inaccesibile conștientului. Unele ne par amenințătoare sau rușinoase și, fără să vrem, fără să știm, le proiectăm asupra celuilalt. Atunci, se întorc împotriva noastră ca un bumerang. Acest tată afectuos și tandru se simte complet deconcentrat de agresivitatea virulentă a fiului său. Copilul Transpune în fapte și cuvinte violența pe care tatăl său a ignorat-o la el însuși dintotdeauna. Constrângerea esențială este la nivelul ființei interioare. Sentimentul de constrângere rezultă din aspirația mea de a cunoaște o stare internă împlinită și perfectă. Simțim că nu vom fi niciodată în posesia integrală a sinelui. Mi se întâmplă uneori să am această senzație ascuțită, ca o lovitură de cuțit, care îmi lasă un gust nostalgic de a avea un corp prea mic, prea strâmt, pentru a conține viața care îl animă. Am sentimentul amar de a fi înghesuit, de a fi greșit epoca și poate planeta. Și astăzi, odată cu trecerea prea rapidă a anilor, de o vreme încoace, am prea puțin spațiu pentru a permite tuturor posibilităților să se dezvolte în mine. Mă minunez în fața misterului omului, a fragilității și a frumuseții fiecăruia, a curajului de care are nevoie Andreția. Marie Eve Resentimentul, sau când simțirea minte. Toți cei care au trăit acest sentiment știu ce cumplit e să fii prins într-un uragan, într-un tsunami sau, mai bine zis, în valurile resentimentului. Un soi de voință încrâncenată ne stăpânește, ne împinge să refuzăm, să respingem, să spargem sau să destrugem la foc mic o relație la care totuși ținem care este importantă și uneori vitală pentru noi Resentimentul este junga sentimentelor la moarte răzbunare o să mă plătești să nu crezi că tu o să fii fericit dacă eu sunt nefericită sunt surd orb violent și descumpănit copil și cianzor redutabil când am resentimente Mă revolt în interior și nu permit nimănui să-mi atingă suferința, care este unică. Dar eu am dreptul să vorbesc despre ea sau să o neg. Violența este adesea o transpunere în fapt a neputinței. Și unii și alții avem praguri de frustrare variabile în funcție de situații, interlocutori și sensibilități. Puțin dintre noi își cunosc zonele de intoleranță, adică această parte din noi, mereu hipersensibilă, mereu fragilă, făcută din răni, niciodată închise, redeschise la cea mai mică provocare. Resentimentul este urticarea relațiilor, o mâncărime a lipsei. Trebuie să-l zgândărim tot timpul, să-l alimentăm să-l întreținem sau pur și simplu să-l scărpinăm. Cine nu a cunoscut această plăcere ambiguă de a zgândări? O rană care nu voia decât să se vindece. Cine nu a căutat această senzație dulce, amăruie, de a trezi suferință îndepărtată și totuși prezentă? Resentimentul nu caută asigurarea, ci confirmarea face foc din orice lemn și îi răstoarnă fără milă pe toți cei care l-ar putea deturna de la scopul final: să sufere și să provoace suferință. Sursele profunde ale resentimentului se regăsesc în lipsurile resimțite în copilărie, lipsuri reale, lipsuri imaginare, căci, pentru un copil, distanța dintre lumea dorințelor, Violența nevoilor și sursa răspunsurilor posibile este infinită. Cuvintele, limbajul, devin puntea de legătură, pasarela care apropie și mai ales simbolizează un drum posibil către inaccesibil. Și când cuvintele lipsesc, imaginarul preia feta. Lipsa unei exprimări adevărate face să se nască resentimentul, suscită rumegări, iluzii, confuzii, distorsiuni. Cuvântul adevărat va numi, va spune și va lega astfel copilul de lume. Este un cuvânt care va face legătura dintre real și realitate. A spune ce există nu înseamnă a transforma lumea în amenințări. E de preferat să spui eu scară în fața porții, decât atenție la scară. Poți spune, m-am simțit lezat de cuvintele tale. În loc să acuzi în tăcere, încă o dată m-a luat drept un idiot. Resentimentul se naște din neacceptarea faptului că dorințele nu mi s-au realizat. Că ceea ce am spus nu a fost înțeles, că așteptările mi-au fost înșelate, că proiectele mi-au fost stricate sau amânate, că viața nu se ajustează după percepția mea. În anumite momente, lumea apare ca un adevărat câmp de mine, de frustrări. Avansăm, punem piciorul pe un refuz întârziat. Pe o lipsă de răspuns, pe detonatorul unei neînțelegeri. Anumite perioade sunt pline de neînțelegeri, de conflicte, de frustrări repetate. Celălalt nu a răspuns așteptării mele. Realitatea s-a dovedit diferită de ce așteptam eu și nu o pot accepta. Mă distruge, distrugându-mi o imagine despre mine atunci când celălalt mi trebuit un rol pe care eu nu-l vreau. Când îmi dă un răspuns care nu mi convine. Voiam rolul primadonei și el mi-a dat rolul subretei sau al soției sufocante. Mă credeam un amant minunat și ea m-a văzut ca pe un profitor. Mă credeam un tată iubitor. El m-a numit Curcan. Așteptam să mă primească cu un surâs, să se bucure de tot ce am adus. Și ea îmi face mutre, îmi reproșează că sunt mereu plecat. Această distanță dintre speranța, viziunea mea asupra relației și ceea ce se întâmplă, va naște un sentiment de deposedare. Sunt deposedat de a tot puternicia mea și va fi căutată o ieșire. Cu scopul de a evita depresia. Voi naște în mine un dinamism de reproșuri, autojustificări, acuzații, pentru a scăpa de senzația de respingere, de subapreciere, de pierdere. Furie, mânie și înșiruire de acuzații. Tot îmi permit să-mi ies din fire. E bine spus, să-mi ies din fire. Pentru că, dacă mă întorc în mine, voi trăi tristețe și doliu, nasc furie pentru a nu mă confrunta cu durerea. Furia, fuga sau violența sunt adesea sentimente ecran pe care le scot în față împotriva celuilalt, pentru a nu auzi sau a nu recunoaște ceea ce a fost rănit în mine. Aceste sentimente ecran dau naștere comportamentelor fictive. Ce nu vor permite crearea unui schimb de cuvinte sau de trăiri la nivelul sentimentelor reale, aceea ce simt în mine. Tristețea este singura scăpare a resentimentului. Această durere, care se pierde în revoltă sau în tăcere. Mânia este uneori rezultatul depresiei, pentru că dă frâul liber furiei. Pe care o întorsesem împotriva mea. Mă urăsc atât de mult pentru că nu am fost capabilă să reînnoiesc relația noastră, să o păstrez vie și surprinzătoare, încât mi face bine să-l acuz, să inventariez tot ce a făcut și mai ales ce n-a făcut, ca să-l fac responsabil de această deteriorare. Zeci de exemple învin în memorie și întrețin flacăra resentimentului. Am nevoie de această agresivitate pentru a mă smulge din nostalgie. Furia explozivă eliberează prea plinul tăcerilor, al supunerilor sau al umilințelor. Există și furia salvatoare care marchează limitele de netrecut, care dă glas indignării și arată nedreptatea. Din potrivă, resentimentul este o acumulare. De aceea îi vine greu să se exprime prin cuvinte. Poate fi legat de o mulțime de fapte nesemnificative, ridicole, derizorii, dacă le luăm separat. Dar, prin repetiție, sentimentul de neputință și de nedreptate va da naștere ranchiunei. Te urăsc fiindcă mă simt vinovat că te-am agresat atât umilințele suferite fără proteste, frustrările repetate, cu rezonanțe îndepărtate, vor forma o magmă apăsătoare și se vor perpetua ca o tensiune insuportabilă ce trebuie să se descarce. Să găsească o ieșire sau un suport pentru exprimare. Țapul spășitor va fi adesea persoana de la care așteptăm cel mai mult. În care investisem cele mai multe speranțe. Ea, persoana apropiată, care ar fi trebuit să mă înțeleagă, să mă primească sau să mă ajute, tocmai ea fuge. În relația mea de cuplu, ca și în relațiile din copilărie cu părinții, îi acordasem celuilalt misiunii destinate să-mi împlinească dorințele și să mă scape de temeri. Așteptam să mă faci să mă simt în sfârșit iubită pentru ceea ce sunt, și nu pentru rolurile care mi se dau. Părinți, parteneri și copii vor constitui obiectul principal al resentimentelor profunde. Relațiile cele mai intime sunt încărcate de un resentiment uneori apropiat de ură. Cu cât arunc mai tare asupra lor, nevoia mea. De a fi iubit și recunoscut, cu atât mai mult le port pică atunci când mă dezamăgesc. Cuvintele au dreptate: le port pică, deoarece totul pică pe ei. Furia împotriva celuilalt este o formă de evitare a sinelui. Îmi permite să nu-mi văd eșecul, insuficiența. Îmi marchează dependența. Poate fi și o etapă sănătoasă a afirmării, revendicării, un motor pentru a mă defini mai bine și a-mi enunța nevoile, pentru a mă face auzit, pentru a mă despărți de ce nu mi face bine. Acest bărbat ne spunea: Simt furii îngrozitoare, dar sunt reci și tranșante ca un bisturiu. Furiile mele sunt adevărate operații chirurgicale și, bineînțeles, operez pe mine. În stadiul de rumegare plină de suferință pe termen lung, resentimentul devine o travă pentru sine și pentru ceilalți. Ar fi trebuit să mă conducă, dar a preferat să rămână cu prietenii, să bea și să discute despre tot și nimic. Această femeie va distruge, Va masacra literalmente o zi minunată pe care a petrecut-o cu prietenul prin amintirea ultimelor minute. Când începem această cugetare, într-o situație dată, ne legăm de un singur element, pe care construim un scenariu de reproșuri, învinovățirea celuilalt, de restaurare, grija pentru narcisismul rănit, de răzbunare, replică, privațiune. În ce privește resentimentul, tocmai plăcerea legată de cugetare, de repetarea veșnic adăugită, cu o secvență, un dialog imaginar, ne va împiedica să îl depășim. Cheltuim o grămadă de energie ca să alimentăm ceea ce ne face să suferim. Una dintre căile de a deveni un mai bun tovarăș pentru tine însuți este să renunți la resentiment, să-l lași să treacă. Altădată, această posibilitate apărea prin intermediul noțiunii de iertare, vehiculate de diverse religii. Astăzi, este și mai important să recunoaștem modul în care întreținem resentimentul. Oricare ar fi elementul declanșator, și felul în care îl transformăm într-o miză de supunere sau de refuz în relațiile esențiale. Această luciditate ne ajută să renunțăm încet încet sau deodată cu un surâs sau cu un suspin la violența acumulată după ce i-am epuizat o trava și binefacerile. Această fluiditate regăsită ne permite o ușurare, o depărtare și o reapropiere între cei mai bun în noi înșine și imprevizibilul posibil. Gelozia. Gelozia este un sentiment abominabil, una dintre durerile extraordinare ale iubirii, spunea Jean Moreau către Madeleine Chapsal, și mi se pare adevărat pentru că nu există gelozie fără iubire, chiar dacă există multe iubiri fără gelozie. Cel care iubește va fi gelos pe cineva de care a fost iubit și tot el se îndoiește de iubirea celuilalt și uneori îl reduce la neant. Prin această îndoială, suspiciune permanentă, introdusă în cotidianul întâlnirilor și al absențelor, ar trebui să vorbim mai degrabă despre starea de gelozie. O stare, în esență emoțională și corporală, care se sprijină pe imaginar și se hrănește din el. Puține persoane își recunosc și își afirmă gelozia. E un sentiment de care se rușinează cel care îl simte. Pentru că adesea aduce o întreagă producție imaginară de violență și distrugere violență împotriva sa, a celuilalt sau a rivalului, o terță persoană. Recunoaștem gelozia după efecte. Are o deosebită putere de eroziune. Ea uzează, aduce la saturație sentimentele cele mai vii, relațiile cele mai frumoase. Gelozia este flagelul iubirii, uneori fără remediu, întotdeauna cu suferință. Astfel, suntem trimiși la natura iubirii sau a atașamentului care susține gelozia. Este o iubire de nevoie sau din dorință. Oare este iubirea atât de visată, de idealizată, de închipuită, încât nicio relație reală nu o poate egala? Gelozia este întâlnită mai ales în cazul iubirii din nevoie. Gelozia amoroasă este un ansamblu de sentimente și senzații incontrolabile, impulsive, care se autohrănesc din orice element real sau inventat. Scoase dintr-o realitate în schimbare, care se întreține din mișcările inimii și ale sufletului. Cei care au simțit iubirea sau care au trăit sentimentul îndrăgostirii știu ce amestec de iubire, neliniști, plăceri și dureri, așteptări și decepții, entuziasm și depresie traversează, stăpânește și înflorește pasiunea amoroasă. La aceasta se adaugă o suferință specifică, foarte intensă, în cazul în care intervine gelozia. Originile geloziei unii psihologi văd în starea de gelozie o reminiscență și o transpunere în fapt, deghizată a unei homosexualități latente. Putem uneori să o presimțim, văzând cu cât freamăt anumiți bărbați și anumite femei își imaginează și descriu scenarii de seducție și de relație armonioasă între partenerii lor și un altul. Își imaginează scenele cu lux de amănunte și cu interes precis pentru rivalul de același sex. În ceea ce ne privește, noi vedem sursa acesteia, mai ales în descoperirea inevitabilă pe care orice ființă umană o face în primii ani ai vieții. Că nu este unic, că mama sa l-a trădat deja și și-a dăruit iubirea altuia mai puternic dotat cu autonomie și mijloace. Această trădare este una dintre originile anxietății de abandon, ale temerii de a nu-și găsi locul, de a nu fi recunoscut, de a fi aruncat în golul existenței fără corzi de susținere. Mai târziu, pentru oricine, gelozia va fi o formă de luptă pentru sentimentul distrugător al non-existenței va fi un excitant pentru a-i menține dorința pentru a păstra via atracția pe care celălalt o exercită asupra lui iată de ce chiar dacă nu are niciun motiv real de a fi gelos va găsi inconștient noi pretexte pentru a fi pentru că va extrage din acest sentiment energia necesară supraviețuirii. Gelozia se hrănește din imaginar. Ne imaginăm mai ales ce trăiește celălalt, partenerul, ce simte, ce nu mai simte sau ce nu simte. Acest imaginar ni se înscrie în corp prin senzații fizice de o violență care ne surprinde și ne bulversează ca o tornadă sau un taifun intens. Este dificil să descrii intensitatea și nivelul sentimentelor celui care suferă de gelozie. Este inutil, de altfel, să vrei să liniștești sau să consolezi un gelos. Revine fără încetare asupra unui detaliu, a unui cuvânt sau unui comportament care îi reactivează suferința, și îl întoarce pe dos cum ar face un val nesfârșit de seisme. Gelozia îi dă celui care o resimte sentimentul de panică, de neant sau de respingere. Cunosc gustul neantului și cumplită amărăciunea a non-existenței. În gelos. Când descoper o schimbare în sentimentele iubitului sau un interes nou pentru altcineva, când surprind trădarea, existența mea este un joc mai mult decât relația. O cascadă de senzații haotice, violente și subtile mă invadează, mă aruncă în non-existență. Dorința de a dispărea, de a curge, de a mă pierde în neant, și apoi, după câteva clipe, ca un vulcan în erupție, sunt scuturat de cutremure, de orori, de imagini criminale. Ah, să fac rău, să-mi fac rău, cel puțin în acel rău exist, simt, trăiesc. Adică mă agăț de tot răul pe care mi-l fac și mă ridic epuizat, să înfruntă lumea și viața asta imbecilă care nu se teme de nimic. Nimeni nu poate înțelege tortura ascunsă care mă chinuie. Nimeni nu îmi poate lua această suferință. Măcar ea mi rămâne. E numai a mea. Gelozia și dorința se leagă mai mult de relația închipuită sau doar anticipată decât de persoana iubită. Aici, Activitatea imaginară legată de gelozie va face ravagii incredibile, pentru că relația astfel proiectată este încărcată de toate posibilitățile, de toate dorințele, de tot ce nu s-a întâmplat. Acest lucru îl observăm adesea în ședințele de asistare, în situațiile în care un bărbat sau o femeie își imaginează și construiesc cu mii de detalii. Tot ce se poate întâmpla, între bărbat și rival sau rivală cererea neformulată sau reactivă de gelozie va fi legată mai mult de dorința de a controla relația decât de dorința de a avea persoana însăși vreau să știu tot ce se petrece între ei nu-i poate da celuilalt ceea ce mie nu-mi dădea ascultare dragoste fizică dăruire de sine implicare nu le poate da altuia. Până atunci, îmi imaginasem că dacă mie nu-mi dă, înseamnă că nu are, că nu depinde de mine. Dă, dacă altuia îi dă același lucru ca și mie, aceleași gesturi, aceleași cuvinte, aceleași priviri, este insuportabil. Aruncă trăirea noastră în derizoriu, nu mai are nicio valoare și tocmai asta îmi confirmă că nu valorez nimic, pentru că ea avea toate acelea și nu mi le dădea sau le dădea altuia, pentru că eu nu meritam să primesc ceva unic. Și această nouă imagine despre mine este insuportabilă. În starea de gelozie supraviețuiește, în formă arhaică, dorința infantilă de a trăi totul, de a avea totul, de la celălalt și nevoia, vreau ce ai tu. Și mai există și această dorință, niciodată împlinită, de a controla sentimentele celui iubit. Străvechiul vis mitic de a-i putea dicta celuilalt ce sentimente trebuie să aibă, ce trebuie să emoționeze. Iubește-mă de plin. Nu mă iubi decât pe mine. Renunță la toți pentru mine fii numai ce sunt eu. Gelozia între frați E deja banal să vorbești despre gelozia dintre frați, însoțită deseori de un sentiment de nedreptate. Este adevărat că orice iubire maternă sau paternă e nedreaptă, în sensul că nu se manifestă identic față de toți copiii din familie. Copiii unui cuplu sunt născuți în momente diferite ale istoriei lor, ale căsătoriei, sau ale tatonărilor lor. Fiecare sosește într-un context complex. Fiecare este înconjurată de așteptări, dorințe, misiuni sau speranțe diferite, în funcție de scenele acestei istorii. Consecințele geloziei dintre frați ar putea fi atenuate dacă acest sentiment ar fi pur și simplu recunoscut și acceptat. Aveam cinci ani și treceam adesea cu camionul de lemn peste capul fratelui meu de un an. Mama îmi spunea, tu ești mare, trebuie să-l iubești, e fratele tău. Îmi cerea să am sentimente pe care nu le aveam. Dacă ea ar fi putut să-mi confirme adevăratele mele sentimente, da, îl detești, crezi că ocupă prea mult loc, că e în plus. E sentimentul tău, înțeleg că așa simți. Asta m-ar fi ajutat să trec peste gelozie. Da, și tu ai vrea să te țin la piept, să te legăn. E adevărat, am făcut aceste gesturi și pentru tine. Am simțit aceeași neliniște când dormeai. Veneam să te văd în noaptea. Te-am rănit la sân. Îl preferai pe cel stâng, de lângă inimă. Această transpunere în cuvinte ar elimina multe dureri, ar alina așteptările. Cuvintele nu sunt decât izbucnire fugară și neîndămânatică a realității. Recunoașterea sentimentelor actuale, cele pe care le avem la un moment dat, în loc să le negăm, este o formă de confirmare a sinelui. Exist prin ceea ce simt și sunt înțeles. Greșeala părinților sau a educației este cel mai adesea de a vrea să negi, să minimalizezi sau să transformi sentimentul încercat de cel care este gelos, care se simte gelos, într-un sentiment pozitiv pe care nu îl are. Gelozia părintească se recunoaște și mai ales se vorbește mult mai rar de acest sentiment difuz rușinos și derizoriu care străbate corpul tatălui când își privește cu dorință, gelozie, băiețelul liniștit în brațele mamei, care este și soția sa. Oare ar vrea locul copilului lângă mamă, al mamei, aproape de copil, al soțului sau o soție disponibilă, primitoare, deschisă cerințelor? Sunt atâtea mize puse în joc în aceste relații triunghiulare, create prin sosirea unui copil în cuplu. Bineînțeles, există convingerea frecventă că un copil va suda cuplul, îl va stabiliza. De fapt, deseori, sosirea unui al treilea dezechilibrează relația, modifică dinamica internă a cuplului. Câți bărbați care nu vor copii ar trebui să spună nu mă simt capabil să fiu tată în acest moment sau n-am chef de un rival între noi. Cu toții ne amintim această scenă extraordinară din filmul Moalier, în care tatăl micului Jean-Baptiste Poclin, văzându-și soția cum omoară păduchii de pe capul fiului, păduchi pe care îi luase de la unul dintre prieteni, numai pentru a sta în la mamei, alungă băiatul și își oferă capul mâinilor primitoare și disponibile ale soției cu dorința de a fi răsfățat, primit, îngrijit, așa cum era fiul pe care l-a respins ca pe un rival. Sentimentele de gelozie între mamă și fică, mai ales la pubertate, par mai evidente și se traduc mai deschis printr-un comportament agresiv al mamei față de fică, care îi răspunde pe măsură. Mizele acestei gelozii sunt multiple. Fica e evident mai seducătoare. Mama îmbătrânește. E legată de tată. Îi datorează fidelitate. Trimiterile sexuale sunt evidente. Această fică, ce intră în viață, reprezintă pentru mama o renaștere a tuturor posibilităților pe care le sabotează. Fapt insuportabil pentru mamă și, care își retrăiește propriile sabotaje sau le realizează ceea ce poate fi la fel de insuportabil gelozia în cuplu în relația de iubire gelozia este asociată posedării ființei iubite dorința de a-l poseda pe celălalt de a-l păstra pentru tine eventual de a-l supune dorințelor și temerilor proprii iată prețul sentimentului de iubire din nevoie în relația de iubire, e bine ca fiecare să se definească repede, de vreme, să-și delimiteze teritoriul, timp, spațiu, să-și redefinească frecvent așteptările, nevoile, să-și clarifice dorințele și cererile, să recunoască preagurile de toleranță și zonele de intoleranță, să învețe să spună, iată ce e bine pentru mine, ce e mai puțin bine sau inacceptabil pentru mine. Pare un drum lung de parcurs într-o relație de cuplu fondată pe durată, pe un proiect comun, pe schimb, pe o punere în comun a sentimentelor și speranțelor. Dacă iubirea pentru celălalt este înrădăcinată în vechi, nevoi totalitariste și care impun, va fi greu să eviți gelozia care poluează relația vor fi momente bune, încântătoare, contaminate de reproșuri, revendicări exagerate față de elementul declanșator, o clipă de uitare, un surâs, o privire, un cuvânt nepotrivit. Armele de luptă preferate ale gelosului sunt acuzația indirectă și învinovățirea. Să-l învinovățești pe celălalt astfel. Nu-mi ofer destul. Nu te ocupi suficient de mine. Ești egoist, nu te gândești decât la tine și interesele tale. Cealaltă armă frecvent utilizată este devalorizarea, descalificarea propriei persoane, care în același timp îl descalifică și pe celălalt. În orice caz, nu-mi permit atâta osteneală, mai ales fără să mă cunoști cu adevărat. Nu am fost niciodată iubit. Această subapreciere vizează și descalificarea iubirii. A atenției sau a semnelor de interes ale celuilalt e ca și cum ei spune ești ultimul idiot și probabil că nu valorezi prea mult dacă te interesezi de o nuditate ca mine. Uneori, gelozia este o tentativă, disperată, de a păstra controlul asupra celuilalt. Și de a interzice să se abandoneze, căci la rădăcina geloziei sta anxietate, teama îngrozitoare de abandon, pierdere sau respingere. Ordinul poate fi, nu poți să mă părăsești. Unii încearcă să redea imensitatea iubirii lor prin preocupări geloase. Uite cât țin la tine! Nu e asta dovadă de iubire? Gelosul își face prozeliți. Dacă nu ești gelos, înseamnă că nu iubești. E normal să fii gelos când iubești. Gelozia nu diminuează iubirea pentru celălalt. Uneori o mărește și mai ales îi adaugă o nouă dimensiune, nemai întâlnită, cea a suferinței, a durerii, care se ramifică în disperare și îndoieli, dar și în speranța nefondată de a recuceri sau de a păstra partenerul iubit. Când partenerul este pierdut, despărțire, divorț, gelozia se poate transforma în ură pentru partener sau pentru rivalul fericit. În acest stadiu se trece la actele pasionale. Gelozia în viața familială și socială tot ce am de spus e că nu am nimic de spus. Dar că aș vrea să spun ceva. Oare aspirația către a pronunța cuvinte este deja o formă de rugă, de rezistență în fața neantului? De Ionescu. În viața cotidiană, situațiile se servesc drept suport geloziei, ce întăresc numeroase tensiuni sunt numeroase. În familie, Gelozia se manifestă cu mare acuitate în timpul mesei și lasă urme profunde. Se observă, în priviri, cine pe cine privește, cine nu este privit, prea privit, nevăzut. În ascultare, cum circulă cuvintele, cine este ascultat, înțeles, primit, amplificat, armonizat. Cine își vede cuvintele pierdute în vid sau acoperire ale altora? În circuitul mâncării, cine e servit primul? Ce bucată? Cu ce gesturi? Ce comentarii? Mănânci deja prea mult. Nu-ți place niciodată nimic. Întreburile casnice Cine strânge, curăță, aduce farfuriile? Rare ori tatăl Adesea copiii mai mari sau mama. Prin locul care ne este dat. Lângă cine? Departe de cine? Îmbrăcămintea și modul personal de îngrijire întăresc comportamentele de gelozie. Orice aspect e potrivit. Culoarea, forma, frecvența pentru a alimenta suferința. Școala și miza notelor bune sau proaste sunt un teren pentru gelozie datorită preferinței inconștiente a anumitor părinți. Identificările negative va fi ca taicăsu, zero la mate, sau pozitive. E ca mine, un literat. Îl marchează profund pe copilul care le provoacă. Unii vor fi sufocați de comparații. E mai bun, e mai rău decât. Eșuează precum în clasă, coronița este dorită până la șapte opt ani, respinsă și dorit -o mai târziu. Poziția din relațiile cu personajele importante, tatăl, mama, frații mai mari, face obiectul unei rivalități uneori feroce, care alimentează geloziile familiale. Nedreptatea părților egale Nu ai de ce să fii gelos, nu fac nicio diferență. Asta e o consolare pentru cel care vrea o iubire absolută, neîmpărțită, care se vrea unic sau măcar să se simtă iubit altfel, în cazul în care se resemnează cu faptul că nu este singurul. Mulți părinți cred că sunt drepți, egalitari când fac, de exemplu, același lucru pentru fiecare dintre cei doi copii. Când îi cumpăr unuia o hăinuță, Fac la fel și pentru celălalt. Nici o diferență. Tocmai această atitudine neagă diferența, pentru că cei doi copii nu au aceleași nevoi în același timp. Ah, nedreptatea părților egale, strigă acest bărbat de 40 de ani. Mama mea tăia tortul în părți egale, crezând că e dreaptă și echilibrată. Dar eu aveam o poftă nepotolită, mai ales în acest domeniu mâncam resturile fratelui meu, care avea un apetit scăzut, dar aș fi vrut să mi se recunoască nevoile și nu prin gesturi. E greu să introduci într-o familie sau într-o colectivitate această noțiune de părți egale, adică diferite, și să propui, de exemplu, să faci mai multe părți decât persoane, să le tai inegal, cerându-i fiecăruia să-și aleagă, pentru unii va fi mai important să aibă două bucățele mai mici decât una mare. Pentru alții, partea cea mai mare va fi mai importantă și de dorit. Cunoaștem o bunică ce taie în mod deliberat ciocolata în bucăți inegale. Ea răspunde astfel la protestele nepoților. Cine a spus că viața e dreaptă? De altfel, poate unora le este mai puțin foame decât altora, sau au ficatul mai sensibil. Unii sunt mai lacomi, alții se mulțumesc cu puțin sau cu altceva decât ciocolată. Gestionarea geloziei Cum să-mi gestionez gelozia proprie și pe a celuilalt? Vorbind, vorbind și iar vorbind. Cu unica condiție să vorbești despre tine, mai ales să nu vorbești despre celălalt sau în locul celuilalt. Să vorbești despre tine ca și cum te-ai goli, ca și cum ai curăța o piele, răzuind în fiecare pliu carnea prinsă pe interior. Chiar dacă pare imposibil să reunești această fremătoare haotică de sentimente și senzații și să râzi, poate, să izbucnești în râs. Acest cuplu tânăr traversa o criză. Ea era uimită și atrasă de un coleg strălucit, care îi făcea o curte asiduă. El era obiectul avansurilor flatante ale unei alte tinere frumoase care îl emoționa. La capătul unui dialog dureros, plin de angoase și amenințări, și-au oferit o ședință de descărcare nervoasă, ce i-a făcut să plângă de râs și de furie. Fiecare a făcut un portret caricaturizat și înspăimântător. El pe al colegului strălucit, ea pe al frumoasei tinere. Rivalizau în spirit și cruzime. Frumoasa ta blondă împăunată de prestigiul ei ofilit, rățoiul tău fandosit cu gură de fund de pui. A durat o oră până să-și cadă în brațe, însă, scuturați de hohotele de râs, epuizând în acest catahist salvator, Câțiva dintre demonii care le rodeau relația. Să nu accepti niciodată să intri în capcana falselor alegeri, a amenințărilor propuse de un gelos. Eu sau celălalt. Te avertizez, veți iau copiii. Să nu-i permitem gelosului să ne dicteze comportamentele după dorința lui și cel mai dificil ar fi să-i dejucăm culpabilizarea. Acel, iată cât de mult rău îmi faci. Este adevărat că a spune sentimentele tale îți aparțin, suferința și neliniștea sunt ale tale, poate fi un lucru agresiv. Răspunsul frecvent este ești egoist, nu te gândești decât la tine. Vă invităm să faceți diferența între sentimente, între trăiri. Iubirea mea pare diferită de a ta. Trăirea ta este diferită de a mea. Gelosul folosește adesea cuvântul înșelat. M-am înșelat în privința ta. Mai înșelat. Mă simt înșelat de tine. Ar fi mai drept să spunem că gelosul nu se înșală decât pe sine. De aceea îi este greu să renunțe la gelozie. Gelozia înseamnă să vrei să păstrezi viitorul în trecut și să menții clipa prezentă pentru totdeauna. Culpabilizarea. În orice relație, vinovăția apare ca un circuit integrat sub plaja aparențelor, hrănind comportamentele și orientând atitudinile. Probabil că societatea ar fi monstruoasă fără bornele și avertismentele induse de vinovăție. Sentimentul straniu de a fi vinovat ne consfințește. Oare ruptura? Suntem oare rupți de starea de inocență și de împlinire, și o voce interioară ne spune că sarcina noastră este de a o regăsi. De altfel, cuvântul sex înseamnă rupere, iar sexualitatea este obiectul celor mai intense și mai iraționale culpabilizări. Este arena, terenul privilegiat al vinovăției și al rușinii. Vinovăția se poate împrăștia ca un cancer în anumite relații și le poate otrăvi. Multe persoane își administrează singure o travă. Mă simt mereu vinovat de câte ceva. Altele preferă să o servească altuia. Îi arăt celuilalt că este responsabil de ce mi se întâmplă. În ambele cazuri, relația este viciată, într-o stare proastă și confuză. Mă simt vinovată să-i cer, căci se simte atât de vinovat când refuză și mă învinovățește atât de tare când acceptă ceva împotriva voinței lui. Vinovăția este dezvoltată în rețele ce se intersectează, atât de complexe încât cel care o simte nu mai știe uneori dacă e a lui sau a celuilalt. Mă întreb dacă nu-mi infantilizez soțul acceptând să fac tot ce-mi cere. Spune această suție de 48 de ani, fără să-și dea seama că ea însă și este infantilizată de cererile contradictorii ale soțului. În această secțiune numim culpabilizări, aceste excrescențe și exagerări ale vinovăției, care o transformă într-o tumoare malignă. Vinovăția normală mă privește doar pe mine, n-are nimic de a face cu ce cred sau simt alții. Este vocea conștiinței mele, care îmi semnalează printr-o strângere de inimă că am încălcat o lege internă. Îmi înduce un disconfort interior, poate o remușcare, dar nu o prelungire în rușine și condamnare la moarte. Este doar un semnal, o bornă care îmi ghidează conduita, comportamentul de ființă socială. Eu care pun atâta preț pe adevăr și onestitate, iată că am mințit, am trișat, nu mă simt bine astfel. Autoculpabilizarea. Culpabilizarea este un amalgam de senzații indistincte, un amestec de temeri, subapreciere, nehotărâre și nevoie de putere. Teama de reacția celuilalt. Teama de a reacția celuilalt ocupă un loc de frunte în ceea ce, în mod greșit, numim vinovăție. Mă tem de consecințele negative ale comportamentului meu. E o teamă de mânia celuilalt, de a nu mă conforma așteptărilor lui, de a-l dezamăgi, mai ales de a fi respins, de a pierde iubirea, de a-l pierde pe celălalt, pierzând astfel o parte din mine. Un tânăr povestește chipurile prin ce trece în relația sa de iubire. Ne-am certat un pic și nu ne-am văzut de zece zile. În acea seară mi-a telefonat, ceea ce nu făcea aproape niciodată, și mi-a spus să o vizitez. Era pisicoasă și am înțeles că voia să ne împăcăm. Și eu voiam. Dar eram prea obosit. Trebuia să prind un tren dimineața de vreme și am spus Am amânat întâlnirea până sâmbătă. De cum am închis, m-am simțit rău, vinovat, neliniștit. Mai ales, mi-era teamă. Nu o să mă mai sune niciodată, așa pe nepregătite, ca să mă invite. Am înțeles că am rănit-o. Trebuia să mă stăpânesc. Ea atât de sensibilă. Mă tem să nu-i fac rău, iar când o rănesc, mă respinge. Nu mai discern teama mea de a ei și asta se traduce printr-un sentiment difuz de vinovăție. Despărțirea Păstrez ce mi aparține și pierd, ceea ce ia celălalt cu el. Învinovățirea și teama de consecințe sunt legate mai mult de ceea ce nu fac decât de ceea ce fac. N-am sunat, n-am scris, n-am anunțat, n-am invitat. Reproșul acestei sieși, permanent și vag, al aceluiași ce-am uitat. Ce trebuia să fac? Urmărește acele persoane care au un simț excesiv al lui ar trebui și al așteptărilor imaginare ale celuilalt, iar acest lucru e cumplit. Căci există specialiști în ar trebui și ar fi trebuit. Aceste instrumente de tortură inepuizabile pot fi de o viclenie incredibilă, încât nu lasă nicio stăpânire acelora care se persecută astfel. Nu ar trebui să mă chinui cu ar trebui. Nu ar trebui să încerc să răspund la ceea ce îmi imaginez că așteaptă celălalt de la mine. Dacă îi îndeplinesc toate cererile, mă va disprețui. Ar trebui să fiu mai fermă, să știu să spun nu, să nu mă supun întotdeauna. Cel puțin mă va respecta. Aceste ar trebui și trebuie sunt lovituri de cravașa și împunsături cu ajutorul cărora anumiți oameni avansează în viață. Cum să distingi vinovăția proprie de vinovăția legată de reacțiile celuilalt? Un om de 40 de ani se întreabă, Timp de doi ani am întreținut două relații paralele. Nici una dintre cele două femei nu știa de cealaltă. Nu mă simt vinovat. Știam că, după două rupturi dureroase anterioare, mă temeam de o implicare unică. Nu voiam să trăiesc cu niciuna. Lăsând lucrurile să evolueze, puțin câte puțin, m-am atașat mai mult de una dintre ele. În dimineața cataclismului, ele s-au întâlnit la mine, și împreună au dezvăluit omisiunile, tăcerile, duplicitatea și minciunile mele. M-am simțit cumplit de vinovat de suferința lor, un adevărat ticălos, un nemernic. Chiar sunt ticălos? Câtă vreme nu știau, eram în acord cu mine însumi. Atunci. Poate că mai degrabă îmi place să mă declar vinovată în fața lor, decât să-mi arăt slăbiciunea, nehotărârea, teama și mai ales dorințele. Am auzit mulți bărbați mărturisind. Monogamia nu corespunde unei legi interne. Eventuala vinovăție nu este legată decât de reacțiile partenerelor. Ei simt că înșală doar punându-se în locul celuilalt iar prin această mișcare de identificare se raportează la propria lor gelozie inconfortul vine atunci când culpabilizarea este legată de legea celuilalt devalorizarea devalorizarea seamănă cu învinovățirea sunt suficient incapabil jalnic nu mă ridic la înălțime cei care cer mai tare să fie iubiți să li se acorde atenție duc cu ei o convingere de neșters. Nu sunt demn de iubire. Este imposibil să se intereseze cineva de mine și să mă iubească pentru ceea ce sunt. Un copil neiubit sau iubit cu stângăcie va căpăta convingerea că nu e demn de iubire și nu pe aceea că are părinți de neacceptat. Acest sentiment că ești rău și lipsit de valoare este una dintre cele mai cumplite torturi psihice pe care și le poate induce cineva. Aceasta conduce la încercarea înspăimântătoare de a nu mai fi tu însuți, la dilema cea mai distrugătoare. Dacă mă arăt așa cum sunt, gol, inconsistent, panicat, nu voi fi iubit. Dacă prezint o aparență. Voi fi iubit pentru ce nu sunt. Devalorizarea care te face să te simți vinovat se hrănește din comparații. Aspectele pozitive ale celorlalți le resimt ca pe ceva ce mie îmi lipsește. Sunt lipsit de încredere în mine. O să umplu, deci, această lipsă. Este un fel de nevoie de a se defini prin eclipsare în raport cu ceilalți care ies în relief mulți conformiști ascund sub un comportament egal în consecințele unei neîncrederi fundamentale față de adevărata lor ființă. La 38 de ani, în timpul unei terapii, Anita a reușit să vorbească despre această suferință bine ascunsă sub un comportament perfect normal. Mărănește atât de ușor orice nimic, un cuvânt, un gest. E ca o prăbușire, dar știu să ascund ce se petrece în mine. Nimeni din anturajul meu nu ar bănuia așa ceva. Reușesc să zâmbesc chiar și atunci când sunt neliniștită și panicată. E un coșmar și nimeni nu înțelege violența trăirii mele. E ca și cum nu aș avea identitate. Sunt invadată de ceilalți. Nu pot decât să fac pe fetița cu minte. În momentele de devalorizare maximă, are loc un proces de globalizare a unei lipse sau a unei greșeli. O mamă enervată de copil își spune cu disperare: Sunt o mamă rea. În loc să constate pur și simplu: Sunt furioasă în acest moment. Școlarul care nu a înțeles o explicație își va spune: Nu sunt decât un prost. Devalorizarea e un mare flagel al relațiilor. Îl umbrește pe cel care o simte, ca și pe cel care încearcă să iubească acea persoană care se devalorizează. Nehotărârea. Nehotărârea stă la baza unei învinovățiri intense. Acest conflict interior dintre iubire și ură, născut din frustrări, această luptă teribilă între atracție și respingere dă naștere unei vinovății care încearcă să înnăbușe forțe distrugătoare. Dar, cine poate jura că echilibrul atins nu se va rupe deodată? Cine poate fi sigur că furia și impulsurile, cel mai bine controlate, nu pot dărâma bariera în nicio circunstanță? Chiar și atunci când sunt ținute bine la respect și ascunse dorințele și fanteziile agresive față de cei din jur, îi creează un sentiment de vinovăție celui care iubește și detestă în același timp. Un bărbat ne povestește despre visurile lui de a vedea moartă pe femeia iubită. Mă vedeam în văduv, înconjurat de compasiunea prietenilor și a familiei mă simțeam cumplit de trist pentru această iubire nefolosită. Eram perfect liniștit, eliberat de toate reproșurile pe care îi le adusesem în acești ultimi ani. În aceste visuri cu ochii deschiși, eu eram soțul ideal care nu putea fi în realitate și apoi mă uram pentru că i-am dorit ei moartea ca să scap de dilemele mele. Relația de cuplu poate să activeze cel mai puternic dialectica atașamentului și comportamentului pe care o trăim încă din copilărie. Câștigarea autonomiei este resimțită ca o componentă agresivă, ca o formă de abandon din partea celuilalt, părinte, copil sau partener. O infirmieră de 50 de ani, celibatară, Crede că trebuie să-și consacre toate duminicele libere mamei sale, care trăiește într-un cămin de bătrâni. S-ar simți vinovată să o lase să aștepte. Simte impulsul de a-și îngriji, de a-și încuraja mama cu atenție, de a-i face plăcere. Pentru ea este o datorie de nestrămutat, o marcă obligatorie a iubirii filiale, în timpul unui stagiu de perfecționare. Ce avea ca teamă relațiile dintre îngrijitor și persoana îngrijită. Ea și-a descoperit, pe neașteptate, imensul resentiment față de mama sa, bine ascuns încă din adolescență, și poate chiar de mai dinainte. Grijile permanente față de mama sa, în dauna tuturor plăcerilor ei, aveau drept scop neutralizarea torentelor de reproșuri agresive pe care le resimțea în ea însăși. Defotamentul era pe măsura urii ei vinovate. După această conștientizare care a bulversat-o, femeia a regăsit legătura de tandrețe care o lega de propria ei mamă și s-a ocupat de ea mult mai puțin, dar mult mai bine. Nehotărirea este inevitabilă în orice relație. Fiecare este deșirat între doi poli necesari. Nevoile de independență-distanță și de intimitate-apropiere. Conflictul interior și exterior, declanșat de aceste tendințe opuse, va fi însoțit adesea de culpabilizare și de judecăți morale. Independența va fi taxată drept egoism, și atașamentul va fi considerat imatur. Culpabilizarea omnipotentă. Toți cei trei copii ai mei au divorțat. Știu că este vina mea. Nu am știut să-i pregătesc pentru viața de cuplu. Părinții mei se certau tot timpul când eram copil, și întotdeauna aveam impresia că acest lucru se întâmplă din cauza mea. Mă simțeam responsabil. Mă urăsc și mă judec sever când simt în mine gânduri, dorințe sau sentimente negative. Chiar și visele mă culpabilizează. Văd în ele lucruri incredibile. Mă rușinez când mă trezesc. Tatăl meu a murit din cauza mea. Dacă aș fi intervenit și l-aș fi obligat să nu mai muncească, să se îngrijească mai bine, ar fi încă aici. Această formă de învinovățire întreține o iluzie aceea de a exercita un control și o putere absolută asupra confortului și evoluției celuilalt, o putere de viață și de moarte, ca în ultimul exemplu prezentat. Cei care nu pot renunța la această legătură de omnipotență asupra celuilalt și asupra lor însăși preferă să-și întrețină vina. Mai bine să se simtă vinovați decât privați de putere, dezarmați, neputincioși. Această omnipotență este totuși apăsătoare. Ea atribuie dorințelor și fanteziilor noastre o îngrozitoare putere de a se realiza. Dacă oamenii cărora le-am dorit moartea ar muri imediat, am fi înconjurați de cadavre. Asumarea responsabilității celuilalt, asumarea nefericirii celuilalt, dă naștere unor mesaje paradoxale. Astfel, o femeie care s-a hotărât să-și părăsească soțul pentru că relația lor o apăsa, în vreme ce el dorește să continue, îi se va adresa acestuia astfel te părăsesc ca să pot găsi și trăi o relație mai armonioasă. Relația inconștientă Fără a ști de ce, anumite persoane se pedepsesc sever pe ele însele. Accidente, eșecuri repetate, privațiuni autoimpuse și depresii par niște blesteme datorate unor greșeli pe care ei nu știu să le fi comis. Semne care le atestă nevrednicia. În mod ciudat, suferințele pe care și le provoacă par să le spele greșelile, ca și cum pedapsa ar aduce dezvinovățirea. Sufăr. Ispășesc fără să știu ce. Și asta mă face nevinovat. Alții își folosesc suferința pentru a se învinovăți și mai mult. Ce-am făcut să merită asta? Unii vor merge până la acomite acte de delicvență, care să reprezinte astfel un suport concret pentru acuzarea difuză și permanentă adusă sieși. Vor lăsa semnale care să-i denunțe și totul va fi ca și cum ar trăi o ușorare. În sfârșit, sunt cu adevărat vinovat de o faptă anume, și sunt judecat pentru ea. În vinovățirea inconștientă se poate fixa asupra vinovățiilor ecran. Îmi reproșez lucruri mici, fără importanță, ca și cum ar fi vorba de greșeli grave. Am nevoie de o ordine obsesivă. Ținuta mea trebuie să fie impecabilă. Îmi dezvolt intoleranța față de orice greșeală, față de orice imperfecțiune. Mă leg astfel de mici imperfecțiuni ca să fug de angoasă inconștientă. Dincolo de dorințele obscure, interzise și uitate ale copilăriei noastre, toți ducem cu noi o vinovăție legată de fapte. La care nu am participat, din timpuri când nu eram încă pe lume. Studiile au arătat că și copiii de naziști au sentimente de vinovăție asemănătoare copiilor de evrei persecutați. Duc povara distrugerii sau a nefericirii înaintașilor. În orice transmitere, de la o generație la alta, circulă greșele vechi și drame ale trecutului. Morți violente, copiii morți, sinucideri, transgresiuni sexuale, avorturi, abandonuri, nebunie care ne lasă viețile și ne induc o emisiune compensatorie, la fel de dinamică. Uneori, vinovăția permutată este atât de violentă încât devine o condamnare la moarte. La 50 de ani, un tată a fost instrumentul complet nevinovat al morții unei femei. Aceasta a apărut pe un drum de țară, conducând o motoretă și s-a aruncat în fața mașinii lui, care rula normal pe o arăteră largă de circulație. Femeia a murit la spital câteva ore mai târziu. Acest bărbat nu a scăpat de auto în anii care au urmat. Avea insomnii angoase și își repeta fără încetare. Era mama cuiva. La trei ani după incident și-a luat viața pe aceeași arteră. Singur în mașină, intrând într-un pom. Dimineața în zori. Ne putem întreba, dincolo de fapte, ce vină veche legată de inconsecvența lui față de mama sau față de soția sa ispășea acest om. Chinurile noastre din copilărie încă acționează asupra relațiilor din prezent, și învinovățirea se sprijină pe urme ale unor greșeli imaginare din memoria noastră inconștientă. Fiecare dintre noi trebuie să se protejeze de responsabilitatea imensă a întregii suferințe umane împărțite inegal, dar din abundență, pe întregul Pământ. Se pot găsi astfel vinovății deturnate, ce se raportează cu bună credință la un principiu a cărui finalitate îi este de fapt contrară. În timpul războiului, comandantul lagărului de exterminare de la Treblinka le scria superiorilor de la Berlin scrisori disperate, în care se plângea că nu-și atinge obiectivul de morți. Nu reușea să omoare atâția mii în fiecare zi. Se simțea vinovat că nu omora decât două-trei mii din cât îi se cerea. Își însușise o ideologie care, ca toate ideologiile, îi cerea să elimine răul, și răul era întruchipat de evrei. Și noi omorâm, la un nivel mai puțin înspăimântător în numele credințelor noastre, sufocând un potențial creator în copiii noștri și în noi înșine. Învinovățirea celuilalt Anumiți indivizi, din potrivă, par să sufere de o deficiență a capacității de a se simți vinovați. Se apără din răsputeri ca și cum faptul de a-și recunoaște lipsurile ar fi sfârșitul lumii. Este vorba de protecție personală, dublată de o încercare de învinovățire a celuilalt. Cu sfânta indignare a dreptilor, ei cunosc adevărul. Se simt îndreptățiți. Întotdeauna am spus că infidelitatea nu poate duce decât la dezastru. Culegi ce ai semănat. Nu puteam să tolerez această situație. Copiii mei să aibă o mamă adulteră. Aș fi făcut totul să îi iau dacă nu ar fi cedat. Poveste. Un peștișor nemulțumit își scoate capul din apă pentru a respira, și, de fiecare dată, rămâne fără aer. Judecarea Judecarea este un factor de sabotare a relației și a comunicării unui ucigaș al încrederii. Ah, să te poți exprima! să te poți arăta fără mască, fără a fi imediat catalogat și etichetat. Copiii primesc avalanșe de judecăți pe care orice adult ar ezita să le arunce în fața unui alt adult. Chiar ești leneș. Tată, vreau să fiu fotograf. Mai bine ai învățat decât să-ți pierzi timpul. Ce ne-am că ești fetiță? Ești chiar răutăcios nu o să fii niciodată în stare de nimic ca lumea. Ah, te crezi așa deștept! Ironiile și luarea în derâdere îi lezează și mai tare și le rănesc încrederea în sine. M-aș fi mirat să termin masa fără să verși ceva. Uite, Joset, a înțeles gluma. Asta nu se întâmplă prea des. Desfășurăm o permanentă activitate de a ne judeca pe noi înșine și pe celălalt. Facem judecăți morale, etice, culturale, psihologice. Atunci când ascult pe cineva, prima mea reacție interioară este tendința de a-i face o evaluare imediată. E normal, bizar, fals, adevărat, bine, corect, etc. Astfel, clasez opiniile și atitudinile celuilalt în sertărașe, în funcție de referințele mele. Când elimin această evaluare normativă, pentru a-mi da voie să înțeleg fără prejudecăți trăirea celuilalt, există riscul de a mă schimba, de a-mi schimba cadrul de referință, atitudinea, de a-mi părăsi certitudinile bine orânduite și toți ne temem de schimbare, ne temem foarte tare să ne schimbăm sentimentul de identitate minuțios construit și să descoperim în noi înșine rezonanțe necunoscute care ne vor repune în discuție imaginea de sine și felul de a gândi. E complet de greu să l-asculți și să-l primești pe celălalt fără a-l judeca. Și totuși, fără a-ți pierde spiritul critic, poate fi dureros să acceptăm că părinții, copiii, partenerii noștri au opinii și reacții diferite de ale noastre în situații importante sau vitale pentru noi. Am militat puternic într-o mișcare numită Lăsați-i să trăiască din convingere religioasă și umană. Și iată că fica mea vine să-mi spună că s-a hotărât să avorteze și. Că se așteaptă ca eu să o înțeleg și chiar să o aprob. Nu-l poți înțelege pe celălalt decât cu condiția să treci în rezervă și, între paranteze, sistemul de valori și de credințe personale. Să observăm, totuși, că o critică nu este un atac, și că o critică binevoitoare este indispensabilă în iubire și prietenie. Comparația. Fica judecării, comparația, servește la sprijinirea procesului de învinovățire. Comparăm ceea ce este necomparat, adică o persoană cu alta. Fratele tău nu are nevoie de meditații, așa că și tu te poți lipsi de ele. Primul meu soț nu mi-ar fi vorbit niciodată pe tonul ăsta. Cererea de reciprocitate se sprijină inclusiv pe negarea diferențelor. Uite ce am făcut eu pentru tine, când erai bolnav, când mama ta a venit să locuiască cu noi, când îți făceai studiile, și uite ce faci, nu faci, tu acum pentru mine. Când nu mi-e bine, când părinții mei sunt la noi, când mă gândesc să mă întorc la școală. Boala unuia nu are aceeași semnificație, aceeași greutate ca boala celuilalt. Prin urmare, va declanșa un răspuns diferit sau contrar. Șederea unora dintre părinți a fost acceptată, tolerată, dorită pentru un număr de motive sau de circunstanțe care ne vor justifica neapărat și șederea celorlalți. Multe sisteme relaționale se bazează pe dinamica eu, atunci tu, și pe învinovățire. Nevoia noastră de dreptate se lovește de asimetria relației. Schimburile interumane au mai degrabă la bază trocul și complementaritatea decât similitudinea. Admiram într-atât spiritul întreprinzător al soțului meu, încât am încercat mult să limit. Nu era în firea mea, dar mi se părea că e atât de bun încât eu mă simțeam un nimic. De-abia după divorț am înțeles că el căuta o femeie care era așa cum eram eu: singură, încurajatoare, dar nu prea întreprinzătoare. Am crezut că trebuie să fiu ca el ca să-i plac. Într-un cuplu, nevoile și dorințele partenerilor pot fi complementare prin diferențiere la început, pentru că, pe măsură ce evoluează, fiecare să se asemene tot mai tare celuilalt. Aceasta va aduce ajustările necesare sau conflicte, uneori chiar despărțirea. Am auzit la radio că o țară din Africa a schimbat cu Germania schelete de dinozauri pe mașini Volkswagen. În mod bizar, asta m-a făcut să mă gândesc la relația mea cu primul meu soț. Era mai în vârstă decât mine și parcă mă învăța totul. Mă învăța să trăiesc. Mă iniția și mă simțeam împlinită. Apoi m-am schimbat. Am vrut să învăț singură să-i dau eu lui din cunoștințele mele. Nu a mers. Ne-am despărțit. Și acum este cu o femeie pe care o învață să trăiască. Ce se va întâmpla dacă această țară din Africa o să aibă și ea nevoie de muzee? Comparația acuzație denigrează adesea prezentul de numele trecutului. În trecut îmi făceai propuneri, aveai entuziasm, mă ascultai, îmi dădeai atenție, și acum e altfel. Perioada de început a relației de iubire rămâne adesea un etalon inamovibil și nostalgic, care denunță evoluția relației ca pe o pierdere. Degradarea nu le permite relațiilor să îmbătrânească, asemeni obiceiurilor moderne, care se strică, dar nu se uzează. Dorința de întoarcere la ca în trecut contribuie la această degradare. Înainte mă luai pe genunchi, mă lăsai să vin la tine în pat. Ne jucam de-a elefantul care prinde căprioara și acum Spui că sunt prea mare. Comparațiile între frați și surori, aduse asemenea de părinți, par să dureze uneori toată viața. Miza va deveni învinovățirea legată de părinții în vârstă. Locuiam în același oraș cu mama mea și trebuia să-i port tot timpul de grijă. Sora mea, care locuia la 200 de kilometri, îmi reproșa că nu mă ocup suficient de ea. Eu o vedeam pe mama de trei ori pe săptămână, iar ea o dată pe lună. Sora mea îmi spunea: Ești aproape, e simplu pentru tine să faci doi pași. Apoi, sora mea s-a întors în oraș, dar a continuat să o vadă pe mama doar o dată pe lună. Prin comparație, îmi sabotez relațiile și imaginea de sine. Proiecția și transferul. Fiecare relație intimă, prin natura sa, este purtătoare a unei sume de proiecții ale mele asupra celuilalt, dar și a identificării cu ceea ce celălalt proiectează, transferă asupra mea. Această mișcare dublă favorizează dialogurile ireale și comunicările absurde. Numim ireale aceste dialoguri care se construiesc plecând de la reacții prin intermediul comportamentelor ecran și care împiedică exprimarea trăirii noastre profunde. E un om care ar vedea departe, foarte departe, dacă s-ar așeza singur în fața sa. Proiecția Proiecția într-o relație seamănă cu proiecția unui film. Celălalt este ecranul și eu privesc imaginele pe care ele trimit, crezând cu toată convingerea că vin de la el. Am multe lucruri de proiectat. Imaginile parentale. Sunt toate acele mesaje care mi-au umplut copilăria, care vin de la ei mei, pe care continu să le văd în exteriorul meu. Mama mea, o femeie foarte ocupată, aștepta de la mine, care eram cea mai mare dintre frați, să o ajut și să nu-i cer nimic pentru mine. La fel, E și cu soțul meu. Nu mă simt acceptată decât dacă sunt utilă și dacă nu cer nimic pentru mine, mai ales atenție sau să fiu ascultată. El are nevoie de o femeie care să se pună în slujba dorințelor lui și atât. Iată viziunea pe care și-a construit-o această femeie despre locul pe care îl ocupă în cuplu. Ea a adunat toate semnele de lipsă de disponibilitate manifestată de soțul ei pentru a-și întări convingerea proprie, pentru a-i atribui, fără urmă de îndoială, soțului ei această poziție de profitor. Când i-am întâlnit soțul, nu am recunoscut portretul pe care mi-l făcuse ea. El se plângea că soția lui nu știe să primească, nu cere nimic niciodată pentru ea. Crede că mereu trebuie să ajute și să facă ceva pentru ceilalți. Un bărbat a fost idealizat de mama sa, care accepta necondiționat tot ce era și ce făcea el. Acum, e convins că și partenera lui are aceeași disponibilitate și nu-și imaginează că ea ar trebui să nu tolereze anumite comportamente ale lui. Pentru el, totul e bine. Îi place răbdarea și receptivitatea partenerii sale. Aceasta este prinsă într-o proiecție care o flatează, care corespunde idealului ei de toleranță și, prin urmare, încearcă să se conformeze. Nu își arată reacții negative, le ascunde până și față de ea însăși și întărește aceste proiecții printr-o tentativă de a se identifica. Cu viziunea deformată a celuilalt. Aceste sisteme de proiecție-identificare nu funcționează decât prin colaborarea celor două persoane în cauză. Cel care este obiectul proiecției trebuie să se readapteze permanent, specificându-și poziția, spunând ce este cu adevărat, manifestându-și adevăratele sentimente. Sentimentele mele. Îmi este foarte greu să văd că cineva care mi este drag are sentimente diferite de ale mele. Încerc să-mi imaginez ce simte, raportându-le mie însumi, și interpretez atitudinile lui în funcție de ce înseamnă ele pentru mine. Îl măsor pe celălalt cu măsura mea, pornind de la sentimentele mele conștiente. Când l-am născut pe copilul nostru. În timp ce eram în maternitate, el își petrecea nopțile cu alta. Sentimentele lui, iubirea lui pentru mine, nu valorează nimic, pentru că eu nu i-aș face niciodată așa ceva unui bărbat pe care îl iubesc. Vedem din nou că cererea sau teama de reciprocitate are la bază proiecția. După caz, va fi: Mă tem să nu mi facă ce-i fac eu lui. Ar trebui să-mi facă ce-i fac eu lui. Îl identific pe celălalt cu mine, îmi imaginez că are un mecanism interior identic cu al meu. Nu-mi iubeam mama, am menținut distanța între ea și mine, îmi făcea rău să o ating. Ani de zile am fost convinsă că fica mea nu mă poate iubi pentru că eram mama ei. Nu putea mă simți decât ostilitate față de mine. În acest caz, proiecția cade mai mult asupra relației decât asupra persoanei. Într-o relație mamă-fică, nu poate exista iubire. Nimic nu e mai periculos decât o idee atunci când nu avem decât una singură. Paul Clodel. Sunt atât de îndrăgostit de această fată, încât nu concep ca ea să nu se simtă atrasă de mine în aceeași măsură. Când o întâlnesc alături de cei din grupul său, ea pare să nu-mi dea atenție. Dar știu că se preface. Nu vrea să se manifeste în fața celorlalți, sau poate că nu vrea să rănească pe cineva, sau e timidă. Când îmi întoarce spatele, eu știu că nu se gândește decât la mine. Îndrăgostiții pot fi incredibil de inventivi în interpretarea semnelor care dovedesc că sentimentul lor este împărtășit sau respins. Am un spirit critic foarte acut. Am tendința să judec tot timpul ceea ce văd și aud și nu pot crede că ceilalți nu fac la fel în ce mă privește. Când iubesc pe cineva, nu mă simt atrasă de niciun alt bărbat, și dacă el are nevoie de alte relații, pentru mine e o dovadă că nu mă iubește. Nimeni nu poate trăi fără mine, spune un bărbat care nu poate trăi cu nimeni. Aspecte necunoscute în mine însumi. În fiecare om există fațete multiple care își cer dreptul la existență care încearcă să iasă la suprafață și de care adesea nu suntem deloc sau aproape deloc conștienți. Uneori ne imaginăm că vedem în ceilalți aspecte interzise sau subdezvoltate ale sinului nostru. Poate fi bebelușul din mine sau, din potrivă, adultul responsabil, eroul curajos sau vrăjitoarea cea rea, înțeleptul sau nebunul. Soțul meu are întotdeauna dreptate, are o judecată sigură, opinii bine întemeiate, o viziune clară asupra oricărei situații. Nu e ca mine, care am mereu îndoiel și sunt capabilă să înțeleg. Mi-a spus că aceste stagii de formare nu mi vor servi la nimic. Nu înțeleg de ce m-am înscris. Această femeie pare că acceptă să-și asume imaturitatea, adică prostia, pentru a proiecta asupra partenerului propriile capacități intelectuale rămase neexploatate. Unii copii se pot identifica cu proiecțiile mai mult sau mai puțin conștiente ale părinților și vor întruchipa fațetele lor ascunse. Vor deveni artiști sau delicvenți, desfrânați sau mari luptători pentru o cauză. Mai bine sau mai rău vor realiza tendințe abandonate sau reprimate ale părinților. Persoanele înclinate într-o mai mare măsură spre proiecție sunt în nevoia să le atribuie celorlalți. Sentimentele lor urâte, aviditatea, Mânia sau ostilitatea pe care le-au reprimat într-atâta încât nu le mai recunosc în sine. Vor găsi întotdeauna coșuri de gunoi în care să arunce aceste părți din ei înșiși pe care nu le pot accepta. Situația în care drept coș le servesc opozanții lor politici sau concurenții este mai puțin dureroasă decât proiecțiile asupra celor apropiați. Dar, în cazul unei dificultăți în familie, sistemul lor de gândire va funcționa la fel. Dacă mă confrunt cu o problemă, e din vina imaturității, a egoismului sau a lăcomiei celuilalt. Eu sunt curat și bun. Nimic nu mă poate ponegri. Cu cât cineva simte mai mult nevoia să-și proiecteze partea negativă asupra celuilalt, cu atât putem crede că își protejează astfel echilibrul precar, evitând să se confrunte cu propriile slăbiciuni și lipsuri. De aceea, marii acuzatori sunt ei înșiși plini de îndoială, sufocați de lipsuri, debordând de angoase, pe care trebuie să le descarce asupra celuilalt, asupra vieții, asupra lumii întregi, Idealul și iluziile mele. Proiecția care idealizează apare adesea în momentul îndrăgostirii sau într-o relație importantă cu un maestru, un terapeut, etc. Ea implică o capcană rațională pentru ambii protagoniști. Cel ce face obiectul idealizării nu se va simți recunoscut așa cum este chiar dacă din complezență va cultiva o viziune de sine grandioasă, iar cel care proiectează nu va putea construi o relație reală cu o ființă reală. Va rămâne prins în plasa iluziei și într-o pseudorelație. În echipa medico-socială pe care o conduc, este un medic Tânăr care se încăpăținează să mă vadă ca pe o persoană care știe totul, care are răspuns la orice. Uneori mă surprind încercând să corespund acestei imagini. Alteori îi spun despre incertitudinile, neștiința sau neputința mea. Dar, atunci, el se extaziază de modestia și de umilința mea. L-am auzit odată spunând că mă arăt slab doar pentru a-i face pe ceilalți să se simtă în largul lor. Această proiecție care idealizează se dovedește goală în timp, deoarece nu reușesc să hrănesc și să întrețin această imagine pe care celălalt o are despre mine. Dezamăgesc, mă arăt frustrant și neputincios. Intenții unul dintre factorii majori de neînțelegere apare atunci când îi împrumuți celuilalt intenții pozitive sau negative, în condițiile în care el nu le are. E o formă de a-mi proiecta dorințele și temerile asupra celuilalt, de a-mi confirma sentimentele de persecuție sau convingerea că sunt centrul Pământului și al preocupărilor celuilalt. De fapt, îmi dau importanță atribuindu-i celuilalt intenții cu privire la mine, chiar dacă intenția este aceea de a mă răni. Astfel, capăt valoare și e mai bine decât să realizez că el este indiferent, neatent, uituc, preocupat de lucruri în care eu nu mă regăsesc. Cam acesta este sensul afirmațiilor de genul o să faci din adins ca să mă contrazici. Ai ales tocmai ziua aniversării ca să lipsești. Vrei să mă faci gelos? Faci totul ca să mă ponegrești. Afirmații în care celălalt nu se recunoaște. Uneori, cel care adopta astfel de comportamente, neintenționat, de altfel, va descoperi cu uimire aspectul acestora. Ce constituie mesaje trimise cel mai adesea pentru a se descărca sau a se exprima, dar pe care celălalt le consideră ca fiindu-i adresate personal, justificările primului, dar nu aveam nicio intenție rea față de tine, am făcut sau am zis asta fără să gândesc. Îi vor face o nouă rană, mai reală. Celui care s-a simțit obiectul unei intenții. Intențiile deliberate se află doar a rare ori la originea dificultăților relaționale. Transferul Prin transfer îmi însușesc imaginea pe care celălalt o are despre mine. Ca și cum aș deveni percepția lui despre mine, fără a mă diferenția, fără a departaja lucrurile, ființele, ca și reacțiile ce îi aparțin. Din adolescență, spune o femeie de 30 de ani, mă îmbrac în stil unisex. Blugi, plovere largi, păr scurt. Acum simt că mă schimb. Uneori am chef să mă fardez puțin, să îmbrac o rochie drăguță, să mă coafez altfel. Când mă aranjez astfel, Soțul meu îmi aruncă o privire disprețuitoare și mi-a și spus de două-trei ori. Te joci de a indienii? Atunci dorințele mele dispar. Mă simt ridicolă și proastă. Imaginea din oglindă care îmi plăcea devine o mascaradă. Imaginea lui despre mine este mai importantă decât a mea. Feminitatea pe care o simțeam în mine se risipește și eu mă îmbrac din nou în blugi. Nu știam în ce fel se simte atins acest om de cochetăria care se trezește în soția sa. Vedem doar că această femeie substituie propriei percepții de sine reacția subiectivă a soțului. Transferul este mecanismul interior prin care ne lăsăm definiți de celălalt, de dorințele lui, de temerile de nevoile și de convingerile lui. Este un proces cu act mai dăunător pentru copii. La vârsta la care își caută propria identitate și sunt încă influențabili. Ce potențial este ucis prin acele tu ești cu care copiii se identifică? Ești timid. Ești la fel ca mine. Ești leit, taică tău. Ești insuportabil. Ești generos. Ești extraordinar. O altă formă de transfer constă în a-mi însuși, a integra în mine ceva ce aparține celuilalt. Neliniștea lui, de exemplu, suferința personală, frustrările lui. Mi le pot însuși fie simțindu-mă responsabil, fie simțindu-le eu însumi ca într-o osmoză, într-o identificare fără detașare. Astfel, se pare că absorbim mai ușor nefericirea celuilalt decât fericirea, mai ales când fericirea nu este legată de noi. Îmi pot însuși dorințele celuilalt, transformându-le în cereri pe care mă angajez să le satisfac. Îmi răspundea într-atât la cereri, încât parcă mi le fura, Soțul meu vrea să-i dea fiului nostru nenăscut numele pe care tatăl meu voia să mi-l dea mie dacă aș fi fost băiat. Vrea să-mi facă plăcere făcându-i pe plac tatălui meu. Iar eu nu mai știu cum aș vrea cu adevărat să se numească fiul meu. În acest cerc al făcutului pe plac, oare să-i fac pe plac soțului meu, lăsându-l să-mi facă plăcerea de a-i face pe plac tatălui meu? Gândirea este un foarfece cu care fiecare taie cuvântul celuilalt. Jules Renard Transferând asupra mea dorința celuilalt, nu mai trebuie să-mi caut, să-mi ascult și să-mi respect propria dorință. Unii ajung să trăiască parcă prin procură, prin persoane interpuse cum ar fi părinții, partenerul, prietenii și copiii, sau chiar șeful. Nu prea știu ce vreau, nici ce mi place. Îmi aleg prieteni plini de dorințe și de preocupări, mă integrez în proiectele și activitățile lor, mă alătur entuziasmului și ideilor lor, și îmi găsesc locul, sau aproape. Cu toții cunoaștem mame a căror conversație este o dare de seama asupra activităților și gândurilor soțului și ale copiilor. Și tu? O, eu trăiesc pentru ei. De fapt, ei trăiesc pentru ea. Mulți părinți de bună credință se identifică cu proiectele și dorințele copiilor, anticipându-le și asumându-și meritul realizării lor. Fiul meu a plecat în sua pentru a-și completa studiile de economie și pregătisem totul pentru a-i da ocazia să capete experiență într-o firmă pe care o creasem cu gândul la el. La întoarcere m-a anunțat că avea să facă în conjurul lumii. Astăzi e stabilit în Japonia. Se plânge cu nostalgie acest tată. Putem crede că acest fiu a pus suficientă distanță între el și tatăl său, între dorințele sale și cele ale tatălui. Fiul meu voia să-și construiască o cabană în spatele grădinii și atunci eu am comandat plăcile pe măsură și tot ce era nevoie. Am construit-o cu el în trei duminici. E superbă, dar. Nu înțeleg de ce nu îi place să se joace în ea. Nu există relație fără un minim de proiecție și de transfer. Orice legătură se construiește pe acest schimb de subiectivități. Aceste mecanisme devin factori de subminare doar atunci când capătă proporții uriașe, când trec nevăzute și. Nu fac obiectul unor ajustări. Cu cât sunt mai bine definit, mai autonom, cu atât trăiesc mai bine. În acest capitol am încercat să adunăm câteva dintre comportamentele cele mai frecvente care închid, rănesc relația cu sine și cu celălalt. A nu lăsa factorii de subminare să zburde în schimburile noastre. Înseamnă să descoperim imensele posibilități de întâlnire, de împărtășire, de relaționare.